În trecut, la granița de nord a Imperiului Roman, generalul Maximus Decimus Meridius a luptat cu triburile barbare germanice și le-a învins pe acestea în numele împăratului său Marcus Aurelius. Plus, cu ocazia acestei victorii, împăratul și-a chemat copiii pe zonă, pe Commodus și pe Lucilia, pentru a-i anunța cu privire la cine este urmașul său la tron. Așadar, spre surprinderea tuturor, acesta este Maximus, pentru că el are toate calitățile unui lider bun. Este altruist, îi pasă de oamenii pe care îi conduce și, cel mai important, el nu își dorește putere. Motiv pentru care acesta a și refuzat să urce pe tronul Romei în locul lui Marcus Aurelius. Dar lui Commodus nici că i-a păsat de asta. Așa că tipul și-a ucis tatăl din cauza că s-a simțit trădat de gestul acestuia, după care s-a auto-intitulat împăratul Romei în locul său. Nezo să-l ierte pe Marcus Aurelius! Deci, în continuare, Commodus l-a chemat pe Maximus la el în cort ca să-i jure loialitate. Dar având în vedere că nostru știa că prințul este cumva implicat în moartea împăratului, el a refuzat să-i se supună, motiv pentru care Commodus și-a pus oamenii să-l aresteze și să-l execute. Atâta noroc că Maximus este un soldat cu experiență care nu se lasă cu una cu două. Așa că acesta și-a neutralizat atacatorii și a fugit de îndată la el acasă pentru a-și putea proteja familia de oamenii noului împărat. Dar din păcate a nostru a ajuns prea târziu pe zonă. Cu alte cuvinte, Nezo s-o ierte pe familia lui Maximus! Așadar, în continuare, Maximus a leșinat din cauza unei răni care i s-a infectat, lucru care le-a permis unor negustori de sclavi să-l captureze și să-l vândă unui nobil roman pe nume Proximo, care vrea să facă din el un gladiator. Amu a nostru nu prea a vrut să lupte pentru amuzamentul unor oameni pentru că bleh. Asta e greșit din o grămadă de puncte de vedere. Dar din păcate el nu prea a avut încotro. Adică fie omoară în arenă, fie este omorât. Plus, între timp, Commodus a început să organizeze jocuri cu gladiatorii în întreg imperiul pentru a bine dispune populația pentru că no. Aceasta nu îl prea suportă, iar tipul are atât gânduri de a porni la război, cât și de a desfința senatul din cauza că în acesta există o grămadă de oameni care nu îl prea pupă în fund. Așadar, având în vedere că luptele între gladiatori sunt la modă, Maximus cu aptitudinile sale și-a făcut rapid un renume în această lume și este poreclit drept spaniol. Ba chiar a nostru este atât de bun încât Proximo vrea să meargă cu el în Coloseumul din Roma pentru a-l pune să se lupte în fața împăratului. Deci lui Maximus i-o cam surâs ideea că se va reîntâlni din nou cu Commodus. Plus, pentru a încerca să-l ajute pe a nostru, Proximo i-a zis că succesul unui gladiator bun nu constă doar în tehnicile sale de luptă, ci și în felul în care distrează lumea. Adică dacă publicul îl iubește pe gladiator, cel mai probabil la un moment dat gladiatorul își va câștiga și libertatea. Acesta fiind și cazul lui Proximo, care a fost un gladiator pe vremea lui Marcus Aurelius, moșu primindu-și libertatea chiar de la acesta. În fine, mergând mai departe, în prima lui zi la Roma, Maximus a purtat un coif care să-i acopere fața pentru a nu putea fi recunoscut de către împărat, iar el și restul gladiatorilor lui Proximo au fost puși să se bată cu niște caruri de luptă. Adversari pe care au reușit să îi învingă mulțumită experienței de pe câmpul de luptă a lui Maximus. Plus, din cauza că fiul Lucilei este un mare fan de al spaniolului, după luptă Commodus l-a dus pe acesta în arena Coloseumului pentru a-și întâlni idolul. Și mare i-a mai fost surpriza să afle că acesta este Maximus, care, ce să vezi, nu e mort. Așadar, împăratul a vrut să le ordone trupelor sale să-i facă felul rivalului său, dar mulțimea prezentă în arenă nu i-a permis să facă asta. Cu alte cuvinte, a nostru mai are de trăit o zi, iar gândul că Maximus încă este viu i-a dat Lucilei speranța că acesta o va scăpa de tirania lui Fraxu. Gen, cei doi erau iubiți mai de mult, iar cât despre Commodus, acesta este instabil din punct de vedere psihic și mai și are apucături de Jaime Lannister din Game of Thrones. În fine, păcat numai că nostru nu prea vrea să mai aibă de-a face cu Lucilla. Deci, mergând mai departe, Commodus vrea să-l omoare pe Maximus ca pe un gladiator, adică printr-o luptă în Coloseum.
Așadar, împăratul a invocat în arenă pe un gladiator care încă nu a pierdut nicio luptă. Dar chiar și așa, în ciuda reputației adversarului său și a tigrilor pe care acesta îi folosea în luptă, a nostru tot a ieșit victorios, dar e de menționat că el nu și-a ucis adversarul, ci a arătat milă. By the way, între lupte, Maximus s-a întâlnit cu un subaltern de-al său, care i-a zis că fostele sale trupe sunt în apropiere și încă îi sunt loiale lui. Așadar, la nostru i s-a aprins un beculeț. Mai exact, el s-a întâlnit din nou cu Lucila și cu un politician din senat, împreună cu care a conceput un plan prin care să-l detroneze pe Commodus. Mai exact, politicianul trebuie să-i cumpere lui Maximus libertatea, ca a nostru să scape din captivitate și să meargă înapoi la trupele sale cu care să mărșăluiască înspre Roma pentru a da o lovitură de stat. Totul bine până acum, dar Commodus a simțit că ceva nu miroasea bine în senat. Așa că el l-a arestat pe politicianul de mai devreme, iar mulțumită lui nepotul său, care are o gură mare, acesta a mai aflat și de planul Lucilei de a-l detrona prin Maximus. Nu vă faceți griji, tipul nu a omorât-o pe sorsa. Dar în schimb, el și-o trimis soldații acasă la Proximo pentru a se asigura că Maximus nu va părăsi orașul. Așadar, atât Proximo din dorința de a-l răzbuna pe Marcus Aurelius, cât și restul gladiatorilor săi de dragul lui Maximus au încercat să-i câștige la nostru cât mai mult timp pentru a putea evada, chiar și cu prețul vieții lor. Nezo să ierte! Dar chiar și așa, a nostru tot a fost capturat de către soldații lui Commodus, din cauza că aceștia îi știau fiecare detaliu din planul de evadare. Așadar, în continuare, Commodus vrea să scape personal de rivalul său. Cum? Păi printr-o confruntare de 1-1 în Coloseum. Dar pentru a se asigura că va câștiga, acesta l-a înjunghiat grav pe Maximus înainte de luptă. Dar hei, chiar și așa, în ciuda rănii sale grave, a nostru tot l-a bătut și l-a ucis pe Commodus înainte de a da colțul din cauza leziunilor care i-au fost provocate. Nezo să-l ierte pe Maximus, dar nu și pe Commodus! Așadar, a nostru s-a putut reuni liniștit cu familia sa, pentru că în urmă el a lăsat o Romă liberă, motiv pentru care acesta a și fost cinstit ca atare, adică ca un erou. Fraților, și cam ăsta a fost videoul de azi, iar dacă din când în când vă mai place să vă gândiți la Imperiul Roman, eu vă recomand să încercați jocurile Rom, Rom 2 și Rom Remaster din seria Total War. Pe scurt, ești conducătorul Imperiului Roman și trebuie să cucerești lumea. Deci dacă vă plac jocurile de strategie și Imperiul Roman, titlurile de mai sus chiar s-ar putea să vă placă. Deci acestea fiind zise, eu le mulțumesc membrilor de pe canal pentru că mă susțin. Un rând de aplauze pentru legendele? Professional Security Provider, Zuckerman, Călin Pantea, Mihaela Cristescu, Levi Lowlight, Alex Șmecherul, David George Brasla, Cătălin Bota, Paul Macarie, Duțu Pașca, Marius, dar și pentru celelalte legende care apar pe ecran. Plus să nu uităm de miticul Ștefan Binefăcătorul și de zeul H. Andrei H. Iar dacă vreți și voi să primiți beneficiile de a fi membri pe canal, nu ezitați să apăsați pe butonul de join. Totuși, dacă vreți să mă susțineți, dar nu vreți să vă goliți cardurile, un like și un subscribe mă ajută enorm. Nu uitați să-mi ziceți în comentarii ce videouri mai vreți să vedeți la mine pe canal. Ne auzim pe Insta și pe TikTok. Eu am fost Paul Pașca și noi ne vedem data viitoare.